După cum se poate observa, filmul durează de obicei între 10 și 14 luni, ceea ce înseamnă 425 de zile. Și asta doar filmatul, cu tot editat, s-ar duce într-un film undeva cam până la 2 ani enorm. Băi, vezi videoclipul, dați-i să soție să fac un film în 24 de ore. Bă, gândiți la ideea de film ca la un film de minim 90 de minute, cum este limitar. Nu, o să facem ceva, un fel de sketch trailer de 3-4 minute, cât să fie interesant și avem pașii pentru a realiza un film. 6 pași pentru a realiza un film. Primul este ideea filmului, care este deja făcută la mine în cap cât de cât. Va fi ceva de groază, alea o să vedeți voi resultatul final. Scriptul, care este jumătate scris, dar mai am de făcut din el. Pasul numărul 3 este echipa și actorii. Actorul principal este Tavi și este cam singur actor și echipa sunt doar eu, care o să filmez tot și audio și vizual și editez tot. În locația este casa, se vede. 6, filmatul de care o să mă ocup tot eu, pentru că eu sunt regizorul principal, sunt tot. 7, editatul pe care tot Andrei o să se ocupe de el. Deci, hai să începem. Uitați, băieți, avem și actorul nostru principal și dacă se vede un pic mai sacadat, este pentru că filmăm în 24 de grade ca să ne încadrăm în cinematografia worldwide. Zi, Tavi, ceva, cum te simți ca actor? Foarte bine. Să vedem ce va ieși. Deja am un cap, fraților. Deja am un cap așa cum ar trebui și multe șaturi și să vedem ce iese la final. Cred că va trebui să iasă de cam 3 minute, zic eu. Pe acolo, plus minus. Dă-i. Haide, vino cu. Și tu ai vrea tu până? Da. Bă. Uitați, băieții, cum se filmează din greu cu tare aici. Și, bă, deci, iese ceva, trebuie să iasă ceva frumos. Avem aici deja scriptul pentru că el este un gen ceva de afaceri care a venit bine îmbrăcat și alea și... și... Zi, mă! Nu-i dădeai tu startul când eram sceptic. Unu și... Cine e? Gata, băieți, am tras cu Tavi 34 de cadre, acum vine partea a doua a piesei oarecum. Băi, băieți, oricum mai am o grămadă de ore până să termin filmul, deci în 24 de grade, 23 de ore, deci de doar 2 ore am filmat. Merge treaba repede, nu știu editul dacă să-l pun în astea 24 sau după, dar oricum o să iasă, bă, ceva iese, nu știu ce, dar iese. Ha. Gata, ăsta e. Bă, băieți, am filmat, nu știu ce să zic, mai avem încă 22 de ore left, dar, să vede asta în cadru bun. Dar ideea e că nu mai am idee așa multe, nu știu ce să mai filmăm, ce cadre să mai facă, deja mi-am rămas fără idei. O să iasă un fel de trailer, gen de 3 minute și ceva, trailer de groază, pentru că eu sunt mare iubitor de filme de groază. Tavi știu că nu are nicio treabă filme de la groază, să sperie. Ce ai, mă? Și când știu că Tavi urește filmele de groază, l-am pus să fie actorul principal. O să apară, vlogul ăsta apare vineri, cred că sâmbătă, duminică, nu așa repede. Cred că luni apare trailerul, gen, hai să, bă, nu știu, îmi testez limitele cum ar veni. Sau toate puterile pe care le-am, o să le testez. Și... Băi, fraților, dacă este ceva frumos în treaba asta, vreau să dați comentarii acolo cu Andrei, fă-te videograf, fă-te scenograf, fă-te de toate. Băi, oricum, o să iasă ceva super lame, cred, adică nu trebuie să aveți pretenții nici voi, nici eu n-am cine știe ce pretenții, deși am văzut videoclipul ăsta, ideea inspirată și n-am văzut la nimeni în România să încerce așa ceva, dar dacă o face cineva după, bă, să iasă ca lumea, frate, eu ce să faceți cu un telefon și cu un trepied de la de mână, n-ai cum să-ți iasă. Tavi acolo, actorul principal care nu e actor, e un film Five Gang așa, un bootleg de Five Gang, ceva o să fie aici. Nu glumesc, n-are treabă Five Gang, dar mă refer că nu este niciun talent acolo oarecum și doar ceva de groază și niște idei puse cap la cap de Mr. Andrei. Și... Zi, Tavi, zile la oameni, a câta dublă aici? Doar în baie, a treia, ceva de gen. Bă, deci, să uită în cameră, sale, este neprofesionist. Dar îl iertăm de data asta pentru că este primul film. Primul. Și... Nu
Aolo! Nu mai supăr casa asta blestemată. O prind? Și l-a prind. De ce ai închis ușa? Nu s-a închis, s-a închis singur. Și aruncă-l. În casă? Da. Și hai înapoi. Gata, mă, băi, s-a terminat și filmul, în sfârșit, l-am terminat aici afară cu Tavi. Am început să filmez la 6:10 și am terminat acum la ceasul, este chiar 8 fix. Mamă, nu mai pic de lumină. Și, băi, are și un pic de contur în mintea mea, dar nu știu ce să zic dacă... Și uitați cu ce am filmat, deci asta și cu... Ce-i, mă, nebunule, dă mielul așa? Cu iPhone-ul și cu trepiedul ăsta, bă, dacă vă place... Și apreciați efortul măcar să dați un like. Deci videoclipul ăsta apare vineri, lunea apare și filmul în ghilimele. Vreau să fie ca un trailer de groază, gen. Este, bă, nu că low budget. No budget e, că n-avem buget deloc. Și Tavi, care a fost actorul principal. Zi, Tavi, zi să ne zic actorul nostru principal. Cum a fost să fii actorul principal în cel mai mic film din anul 2023? A fost foarte bine. Păcat că n-am avut și un nume. Nu i-a trebuit nume oricum. Povestea, să vă zic așa pe scurt, deși mă mai arăt două, trei cadre așa. Tavi, într-o casă bântuită, bam, 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 i-a dat foc la final și aia e. Nu e mare lucru, bă, dar sper să vă placă, sincer, pentru că este o idee care nu a mai fost făcută în România și ala este singurul plus care, pe care l-a dat acest videoclip. Așa că, dacă ai spune, să puși și un like, să te abonezi și să dai share pe story, să vadă și prietenii tăi, follow pe Instagram, Nezandrei, follow și la Tavi, aveți Instagramul în descriere, follow pe TikTok la Nezandrei, că acolo postez aproape zilnic și noi, sigur, data viitoare, mă, pa, pa!